asta nu e. Oh. Oh, și e vorb bun. S-ar putea să omoare Edwin-ul și ambii minion de 1-1, dar are cam două opțiuni aici. Hydra oricum n-are cum să scoată niciun fel. Nu, nu. Te trebuie să ducă față? Nu. N-are să se ducă față. Trebuie în swash, scoate și nu mai are pe. Pe tura 3 se pot întâmpla multe din partea rogului. Am și venit Dumnezeu. Cât damage are? Are 4. Are, are cu Shadow Step, nu? Poate să le elimine. 2, 2, 2, 2. Da, da. Superb. Și cu, deci cu, cu ping-ul de la Wipeout. Da. Mm-hmm. Fenomenal. Asta e cred că cel mai oribil scenariu. Serios. Acum e nașpa, într-adevăr că druidul a avut o tură, hai zicem, destul de slow cu Dumnezeu. Da. Mă gândesc din perspectiva lui, că practic a avut un taunt în minus, dar 5 armură și a activat și hero power-ul. Și plus că a mărit șansele, uite, nu m-am gândit la asta. Să facă un spreading plague mai mare la asta. Să facă un spreading plague cu top de cadou la Doomsayer. Și asta i-ar fi câștigat jocul 100%. Aha. Play-ul ăsta este fenomenal pentru druid. Pe ăsta pe cum îl cheamă, Raging Organ. Asta e GG. Patches din mână, foarte frumos. Da, aici e chiar unele dintre situațiile în care e bine să ai pe patches din mână. Deci să ai mana pentru el mai ales. Ok, ideea e că mai are un blood. Atac așa. Vai. Hai zidem. Extraordinar. Astonishing. Arată rău pentru Hunter. E board-ul care n-are ce să-i facă. Dar are totuși un unleash care l-a ținut de data asta din Mulligan. Ce n-a fost rău că l-a ținut. Da. Acum îl ajută, dar nu poate să facă mare lucru. Ok. Are Maelstrom. Maelstrom weapon. Opa, poate să-și ia value aici? Da, și-a luat niște value. Da, spreading plague. Spreading plague și MC tag, nu? Probabil, da. A, nu, sigur. Sigur, sigur. Și parcă wow. Fac o să ia pe ăsta, pe cum îl cheamă, pe Bane Bloodwolf. Pe frasă. Pe frasă, da. N-are motiv să nu facă play ăsta atât de frumos. E magic. Ce, ăsta spreading plague cu MC? Da, e. Da, da. Ce poți vrea mai mult? Corect. Ai și decatura viitoare? Ți-am zis că le ia, ți-am zis? Trebuia vai să zic. De mine. Vai cât de arătură extraordinară. Și Shadow Step. Bună, mamă, mamă. Bine, dar... Dacă chiar îi poate să dea... Ba, are. Nu ziceam să dea Shadow Step, dar n-are de ce. Da. Mamă ce fel, merge un chain gang. E super nasol de folosit Maelstrom în faza asta oricum, că ai un 8-8. Trebuie să-i pice ceva frumos aici. Noul combo. Decent, atâta. Decent. Păi, 3 damage to face și clear la un minion. Și, sincer, eu aș face acum dublu SI. Dublu SI să-ți spar de-alul dacă să n-aibă pe... Și cu 8 m-aș duce față, nu? E logic. Da, tot. Cu 4-5 dai 3 din ăla la doppelgul. Da, și cu 8-8 te duci față, e superb. Da. Și dat și cu weapon-ul trade. Ai băgat și pirate-ul. Nasol moment. Ești sigur? Că nu o să vedem... Da. E mai bun aici. Oh. Value.
superb. Borde. Asta e, n-ai ce să faci. Trebuie să aștepți un evolve top deck. Da, uite, acum vedem și al doilea Maelstrom. Și trade. Oh, i-a venit pe... Nu știu, am observat că a venit totemul de plus 1 damage. Da. Ok, se pare că vedem un 3-0 pentru Sharp. Felicitări, Sharp. Felicitări, al doilea Sharp. Câștigător e al Bortles.